Bună, sunt Valentin Mandache, istoricul de arhitectură și doresc să vă prezint recenzia unei expoziții de pictură Constantin David Rosenthal, care are loc acum la Muzeul Național de Arte din București, de la Palatul Regal. Este o expoziție retrospectivă, comemorativă, aniversând 200 de ani de la nașterea acestui important pictor, ce a fost o figură marcantă a Revoluției de la 1848 din Valahia. Să vă arăt frontispiciul expoziției de pe website-ul muzeului, bine realizat și expresiv, cu toate informațiile necesare. Observați că avem aici, la centru, principala și cea mai faimoasă pictură a lui, România Revoluționară. Vă întrebați de ce o asemenea recenzie de pictură făcută de mine, care sunt un istoric de arhitectură, m-a făcut să spe studii Europei ca arhitectură, ca istoria arhitecturii, de ce acest pictor? Sunt mai multe rațiuni. Principalele două ar fi că este vorba de o mișcare enorm de importantă în cristalizarea identității naționale românești. E vorba de Revoluția de 1848, când s-au pus bazele națiunii moderne. Lumea împărțită la ora asta politic în națiuni. N-a fost tot timpul așa, au fost imperii, înainte erau triburi, erau grupuri etnice și mai departe. Identitățile, de asemenea, merg pe mai multe niveluri. Cele mai importante sunt identitatea biologică, rasială, urmată de cea etnică, care e o identitate culturală, și ultima, creată în ultima 150 de ani, în special de la Revoluția Industrială, este identitatea națională. Deci, majoritatea statelor lumii se raportează cultural, culturală politică și cultura în general la formarea acestei identități moderne naționale, care, pentru ceea ce este acum România, este 1848, în special Revoluția din Valahia. Deci acesta dă tonul coordonatele culturale și politice și identitatea unei națiuni întregi. Asta condiționează fenomene cum este și arhitectura. Arhitectura este o artă, o branșă a culturii. Deci se leagă intrinsec de așa ceva și de aceea trebuie să știm originile a ceea ce condiționează mai târziu cultura, inclusiv arhitectura, ca branșă a culturii. Să vă dau un exemplu așa, din lumea largă și la îndemână, este cel al Statelor Unite. Statele Unite este considerat de teoreticienii formării națiune modernă, cum este Benedict Anderson, ca fiind prima națiune modernă, propriu-zisă, apărută după Revoluția Americană de la 1776. Acum, când vorbim de cultura americană, inclusiv arhitectura americană, ne referim la cele origini de acum 200 și ceva de ani, aproape 250 de ani, de când a apărut națiunea americană. Deci ele condiționează arhitectura care a apărut pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv cea contemporană, și are explicații cu privire la stil, cu privire la misiune, cu privire la viziune, la ceea ce s-a întâmplat acum 250 de ani. La fel putem spune despre Revoluția franceză, care se întâmplă vreo o decadă și jumătate mai târziu decât cea americană, că are un efect condiționat, de condiționare a culturii, inclusiv arhitecturii franceze, până în zilele noastre. Același lucru, în opinia mea, se poate spune despre acest eveniment tumultuos și crucial din istoria acestui stat din sud-estul Europei, România, ce s-a întâmplat atunci, în 1848, mai ales în Valahia. Iar Rosenthal este unul dintre protagoniștii acelor evenimente. Deci asta ar fi una din rațiuni, de ce mă focusez pe, de ce doresc să vă prezint această expoziție, personalitatea din spatele acestor picturi ale Rosenthal, deci din rațiunile care tocmai le-am explicat și care, în opinia mea, condiționează inclusiv și arhitectura care o vedem în zilele noastre pe acest teritoriu. A doua rațiune importantă este Rosenthal însuși, ca un fel de simptom al acestei revoluții. Rosenthal nu era român, nu era un etnic român, era un evreu ungur din Pešta, care a venit aici să-și găsească de lucru și a fost bine primit cu brațe deschise și pur și simplu a fost adoptat și a adoptat această țară, devenind român. A fost lucru rar pentru evrei la vremea aceea. I s-a dat cetățenia
română printr-un drechet special al guvernului revoluționar. Iar această situație, să spunem așa, de oameni care au fost adoptați cu brațe deschise și ei însă s-au integrat extraordinar în această mișcare, nu este numai cazul lui, este cazul, de exemplu, a modelului, a femeii care a fost model pentru pictura aceasta emblematică României revoluționare. Ea nu este o româncă acolo, etnic român, ea este o scoțiancă, Mary Grant. Iarăși, simptomatică din aceste puncte de vedere. Și multe alte personalități multietnice care au contribuit la formarea, cristalizarea inițială a acestei identități naționale românești. Deci a pornit pe baze foarte bune, cu brațele deschise, cum s-ar spune, foarte tolerante această revoluție și solide în același timp. Faptul că după aceea au deviat în fascism, național-comunism, acum este acum într-o mocirlă etnic-naționalistă și religios-naționalistă, sunt deviațiile contemporane, dar începutul este foarte, foarte bun de națiune modernă, europeană modernă. Cine a fost Rozental? Cum arăta el? De exemplu, este un desen la expoziție, să ne uităm mai în detaliu la el. Este acesta. Este un desen executat de un prieten de-al lui român pe la sfârșitul anului 1830, începutul anului 1840. Observație, vigoarea tinerească, privirea aceasta vizionară și probabil impetusul acesta de a se arunca în vârtoarea evenimentelor din Valahia, care sunt acum și ale lui. Costumația este tipică pentru un pictor, care o putem vedea și în Italia sau Franța, acelei perioade. Trebuie să, de asemenea, să știm despre pictori în Valahia și în țările române în perioada secolului XIX și prima parte a secolului XIX, este când pentru prima oară apar pictori din zona vestică, din partea vestică a Europei, care pictează portrete notabilităților locale. Până atunci, acestea erau foarte rare, nu erau interesați în a-și arăta chipul, cum s-a spus, pe moda orientală. Pictura locală era bisericească, iar decorația în pictură era de tip baroc-otoman. Deci acești pictori erau destul de rari, care veneau aici, câștigau destul de bine, însă nu erau nici cei mai buni, pentru că a veni aici la periferia Imperiului Otoman era un risc destul de mare, nemai vorbind de o aventură. Deci, pictorii care au venit aici nu au fost cei mai buni top-notch din vest, au fost destul de buni, unii pur și simplu s-au antrenat, s-au perfecționat pe măsură trecerii timpului cât au fost stabiliți în această regiune. Asta a fost și cazul lui Rozental. Rozental încă nu este bine cercetat trecutul lui, nu se știe dacă a absolvit formal o școală de artă, de pictură. Se crede că a fost la niște școli de artă în Viena și Paris, dar nu le-a terminat. Idealul lui era să se perfecționeze on the go, cum trece timpul și prin practică. Asta se poate vedea în acest tablou, de exemplu. Este un tablou a unei femei din familia de boieri Filipescu, care incidental erau și boierii satului meu, aveau pământ acolo. Ea, această femeie, foarte posibil, chiar probabil să fie cea care a construit biserica din sat, unde pictura din interior se păstrează în starea originală de pe vremea ei. Și se vede că pictura e destul de crudă, chiar naivă aproape. Gâtul nu e bine realizat, fața e ceva mai expresiv, background-ul, fundalul, iarăși nu e cine știe ce, destul de începător, în opinia mea. Dar trebuie să vedem aceste portrete în contextul local aici din Orient, de la periferia Imperiului Otoman și în tranziția acestei regiuni de la dominația otomană orientală de aproape 5 secole la una europeană. Se vede cum pictorul s-a perfecționat în tot timpul ăsta, de exemplu, pictura asta de la 1849-1850, care este pictura lui de căpătâi, România revoluționară, vedeți că este mult mai accomplished, este foarte bună în multe privințe. E o deosebire palpitantă, extraordinară cu ceea ce am văzut în începutul carierei de pictură în Valahia, în 1842, era cea a Filipeștea, boierice Filipescu. Deci se vede perfecționarea lui on the go, cum avea cât mai multă practică. Am spus că acesta era un teritoriu în tranziție culturală de la est la vest și încă era un peisaj comun în orașe, în Valahia, să vezi notabilități cu astfel de îmbrăcăminte, fanariotă. Aici este presupus că ar fi un boier din familia Cătuneanu, pictat de Rozental, și vedeți, este moda
grecilor fanarioți de la din Istanbul. Încă un peisaj, să spunem așa, vestimentar și cultural comun în acea perioadă, la începutul anului 1840, în Valahia și București. Fiind o tranziție, bineînțeles, avem și reprezentanții tinerii boierimi, aristocrației, care adoptă modele occidentale, cum este această pictură a lui Nicolae Golescu, care mai târziu, în anii 1860, va deveni prim-ministrul noii țări, României. Este o pictură metaforică, cum pictorii făceau în acea perioadă, și Rosenthal este specialist în metafore. Se observă aici că Nicolae Golescu și-a aruncat hainele civile pe fotoliu și este îmbrăcat în acest costum de vânătoare și metafora începutului Revoluției, pentru că tablul este datat cândva la începutul lui mai 1848 aici și acesta este începutul Revoluției. Deci această costumație mai degrabă militară semnifică începutul Revoluției. Este de asemenea localizată în acea inscripție din colț în București, dar în spate avem un peisaj de dealuri, de munte aproape, ceea ce nu corespunde geografiei Bucureștiului, dar probabil că este o metaforă atunci dacă Revoluția este înfrântă, se va retrage în cetatea Carpaților. Pictura este în stilul celor aristocratice britanice de secolul XVIII, dar încă destul de crudă. Mult mai bună ca Filipeștei, dar încă destul de crudă. Nu mai uitați-vă la câine de vânătoare și figura lui naivă aproape. Dacă puteți să spun acesta, nu este un câine bine realizat, cu labele ieșite din proporție normale, nu sunt bine aranjate în spațiu și chiar figura lui Golescu e un pic comică, dar mult mai bine decât cea a boierăcii Filipescu. Revoluția, care începe în mai 1848, inițial are succes și aici avem una din picturile cunoscute ale lui Rosenthal, este personificarea României care salută noua ordine cu cum este binecuvântată de divinitate. România este o femeie tânără care este învăluită în tricolor. Steagul național care atunci este proclamat oficial pentru prima oară. Raza divinității care luminează câmpia libertății, câmpia libertății care este la Filaret. Incidental, acest video îl fac din zona Filaret. Deci vedeți un pic de coincidență aici cu Boierica Filipescu, conexia cu satul meu, broadcastingul ăsta care fac din Filaret, e ceva aici, a zice. Raza aceasta iluminează o platformă de discursuri de unde comitetul revoluționar a proclamat nouă ordine și Constituția țării, iar aici se văd umbrele acestea. Populația bucureșteană, gloata adunată, în număr foarte mare, zice că au fost 30.000, ceea ce cred că e exagerat, dar oricum au fost foarte mulți. România, această femeie tânără, care se uită spre viitor, spre cer, are piciorul pe o carte, pe un catastif, care este regulamentul organic. Constituția conservatoare proclamată sub oblăduirea rușilor și acceptată de otomani. Înlocuită cu noua Constituție a revoluționarilor pașoptiști. Rosenthal era foarte bun prieten cu capii Revoluției Muntene, Ciarosetti, l-avem aici, pictat de el. Este în acest chiaroscuro, zice, în acest fundal întunecat, tipic picturii italiene. E chiar Ciarosetti este costumat și expresia feței și stilul Tunsori este în stilul revoluționar italien sau francez al carbonarilor, de exemplu. Special este redat așa. Din nou, o pictură foarte bună, în opinia mea. Este de asemenea la expoziție și o pictură a soției lui Ciarosetti, Maria Rosetti, ea este o scoțiancă, Mary Grant. Din nou, este într-un fel în șoșonii lui Rosenthal. Cineva din afara țării, un străin, vine și se integrează aici și este parte, trup și suflet, a mișcării revoluționare. Asta a fost Revoluția Munteană, Revoluția din Valahia. Atunci era foarte inclusivă, deschisă, binevoitoare, cosmopolită, nu avea caracterul ăsta etnic naționalist îmbâxit care a început să apară din perioada interbelică cu mișcările acestea naționaliste, naziste, fasciste, după care continuate de național-comunismul Ceaușescu și de mocirea etnonaționalistă din zilele noastre. Avea caracterul ăsta deschis. Deci niște baze foarte bune ale identității naționale române moderne. Ea, această femeie, Mary Grant, a venit în România, în Valahia, cu fratele ei,
Effingham Grant, care s-a căsătorit local, went native, cum s-a zis, s-a făcut nativ. Numele lui Grant este dat actualmente Podului Grant din București. Ea însă și-a devenit nativă, căsătorindu-se cu Cea Rossetti, fiind, cum am zis, o parte importantă a mișcării revoluționare. Chiar și fica lor a fost numită Libertate Sofia, de exemplu. Pictura iarăși are probleme de, să zicem așa, de maestrie, de proporții. Nu mai uitați-vă la degetul acesta arătător care este ieșit din proporții. Dar, din nou, trebuie văzut în contextul acesta al periferiei Orientului, în Imperiul Otoman, care avea la acela vremuri. Din nou, ca să vedem caracterul ăsta multinațional, multietnic, cosmopolit al Revoluției Valahe, avem aici un personaj important al Revoluției, care este Iosif Elias Cohen, un banchier evreu implicat în comerțul de lână și care a sprijinit financiar revoluționare și revoluție. Foarte important. Vedeți cum apare el din costumația lui, din felul lui de prezentare, este un personaj între două lumi, între est și vest. Modul de tunsură, toaleta, să-i spunem așa, este vestică, britanică, pe când costumația este estică. Nu mă uitați-vă la acest chilim, aceste blânuri, este ca la Istanbul. Deci este între est și vest, ceea ce vedeți aici. Un alt banchier evreu important în finanțarea Revoluției este Davigion Bale, care a finanțat revoluționarea, după aceea este importantă în finanțele țării, până prin anii 1880, când s-a creat România propriu-zisă după războiul de independență. Expoziția, cum am zis, are cap de afiș cea mai importantă și cunoscută pictură a lui Rosenthal, România Revoluționară, vedeți vârful lui de maestrie atins aici, iar femeia care pozează este scoțiană Mary Grant, Maria Rossetti. Vedeți, este o pictură atât de metaforică, atât de importantă pentru istoria artei românești și istoria formării identității naționale românești, pictată de un evreu ungur născut la acestea acum Budapesta, iar modelul pentru România revoluțională este o scoțiancă. Sunt chestiuni care au fost maturate supreși de regimul comunist, de exemplu, național-comunist, chiar și în perioada lui Carol al II și a legionarilor și a regimului fascist, nu s-a pomenit de așa ceva. Uitată din memoria colectivă în post-comunism, care are cu totul alte preocupări, și acum, prin această expoziție, încercând să se facă cunoscut acest lucru, cum au început bazele identității naționale românești. Deci nu este acea mocilă cu dacisme, cu venicitatea românească, cu religie, cu ortodoxismul și alte baza comune din acesta, este ceva foarte modern, foarte inclusiv, foarte deschis, foarte primitor, cum este cazul lui Rosenthal, un evreu ungur, sau lui Mary Grant, care este România revoluționară. Vedeți și cum este prezentată pictura, el este metaforică. Are o ie foarte elaborată, observați aici broderia, pe umăr ține tricolorul, care este învăluit, semn că a fost înfrântă Revoluția. Pe fundal se vede aici o scenă din lupta de la dealul Spirii, incipientă armată munteană, opunându-se trupelor de intervenție otomane. Cu toate că Revoluția este înfrântă, Mary Grant, România revoluționară, are în mână un pumnal, semn că Revoluția continuă oricum, până la victoria finală. Norii sunt negri, adunați, dar ea se uită în viitor, din nou spre cer. Interesant, o altă metaforă este salma de bani de aur, care sunt bani austrieci, cu figură împăratului. Este probabil una din ideile Revoluției de integrare în Europa, la vremea aceea nu exista Uniunea Europeană, ca membru al Austriei. Transilvanenii aveau ideea de constituire a unei state unite ale Austriei mari, care să aibă un stat românesc în componența ei. În fel de Uniunea Europeană avan la letră. Probabil că acesta este mesajul acelei salme. Expoziția este destul de mică, se parcurge repede pentru că nu sunt multe tablouri rămase, din păcate, dar interactivă într-un fel, captivantă intelectual și are chiar și niște elemente de fun, să le spunem așa, cum este aici. Este o ramă mock de pictură, de setup de pictură, în care m-am fotografiat lângă România revoluționară, oglindindu-o în
poza ei. Deci chiar și asta mi-o întipărește mai mult în memorie ce s-a întâmplat atunci. Deci este o expoziție esențială pentru a înțelege bazele culturii politice și culturii însăși a statului național România, care condiționează, nu zic determină, ci condiționează, observați diferența între nuanțele acestor expresii, fenomene culturale care includ inclusiv arhitectura. Din zilele noastre nu mai vorbim de arhitectura istorică, deci e bine să înțelegem aceste începuturi. Rozental, de asemenea, e o figură care trebuie cinstită pentru că este un martir al Revoluției. El a murit pentru Revoluție. Asta era în Paris, pe 1850 și avea intenția să întoarcă în Valahia. De la Paris a luat materiale propagandistice pentru Revoluție de la Cea Rossetti. A fost urmărit de agenții Imperiului Austriac și arestat. A întemnițat în Budapesta, unde a murit, se zice, sub tortură. Nu se știe încă ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost executat sau a murit din cauza lipsurilor torturii și așa mai departe. Iar și asta arată lacunele în cercetarea acestui eveniment important, determinant de data asta în istoria românești a Revoluției 1848. Sunt numai presupuneri cu privire la familia lui Rozental, nu se știe precis cine a fost, tablurile lui nu sunt precis identificate, nu se știe nici măcar anul precis în care s-a născut, cu toate că expoziția comemorează, aniversează 200 de ani de nașterea lui 1812, nu mai presupune presupunere acel an, nu se știe la ce școală s-a dus, nu mai despre el, Mary Grant, el este o mare enigmă, se știe doar anumite lucruri despre ea. Pe când trebuie să s-a rezolvat destul de facil dacă ar fi cercetător cu asemenea proiecte, care s-ar duce la Budapesta, la arhive, la Viena, sunt sigur că încă mai există documente care pot da lămurii aceste începuturi ale lui Rozental, la fel despre Mary Grant în Marea Britanie. Mai vorbesc despre revoluționari însă și cum e Cea Rossetti, sunt multe enigme cu privire la activitatea lui, documentele sunt în arhivele locale, poate și prin Franța, dar nu sunt cercetate. Este din cauza faptului că ce s-a întâmplat după aceea cu identitatea națională românească, naționalism, să spunem așa, a luat-o pe panta asta greșită de fascism interbelic și război, după aceea național-comunismul lui Ceaușescu și, am spus, mocirile asta etnicistă și religioasă care se întâmplă în zilele noastre. Este pentru acest stat să redevină dinamic, inclusiv și deschis, trebuie să se reuite la începuturile lui, să reexamineze la 1848 și să vadă ce interesant și cosmopolit și inclusiv și deschisă a fost această revoluție. Cum este Rozental, un evreu ungur, Mary Grant, modelul pentru România revoluționară scoțiancă, sau mai gândiți-vă la unul dintre decretele acelor vremuri, de la Revoluție sau imediat după, a eliberării țiganilor, de exemplu, robilor țigani. Deci un stat modern care s-a pus pe niște baze extraordinare, toată această tinerime aristocratică și această acoliții lor, să le spunem așa, cosmopoliți, cum sunt Rozental, Mary Grant sau evrei bancheri care i-au ajutat, cât de interesantă și dinamică și solidă a putut fi această bază care s-a denaturat între timp. Deci toate astea ne reamintește că trebuie reexaminate aceste începuturi și e foarte bine să le înțelegem pentru a înțelege inclusiv fenomenul arhitectural de pe aceste meleaguri. Sper că v-a plăcut această prezentare, această recenzie de expoziție. Vă recomand să o vizitați. Încă va mai ține câteva săptămâni, până în ianuarie, cred că este la anul. Și ne revedem cât mai curând posibil. Sunt Valentin Mandache, istoric de arhitectură, expert în arhitectura sud-estului Europei. Vă mulțumesc și la revedere!